Dragi telespectatori, am revenit. Pentru cei care abia acum au deschis televizoarele, suntem împreună cu interpreta de muzică din zona Bihorului, Mariana Stănescu. Povesteam înainte despre venirea ta în București. Da. Că ai venit într-un moment în care nu ai... Adică ai avut poate un moment mai delicat. Da, și eu și prietena mea și zice, hai să te întâlnesc și vină încoace. Și, ai, și așa s-a întâmplat. Și m-am suit întâlnesc și am venit în București. Curaj. Am zis că vin pentru un an, știi? A. A, zic, vin și eu, fac și eu. S-a întâmplat ceva înainte de te-a determina să faci această schimbare? Da, am avut eu... Într-o vreme am cântat la Orchestra Populară Crișana din Oradea și... cântam la un local, așa, tot în Oradea. Așa. Și am avut acolo o dispută cu patronul de la local și m-am supărat. Și zic, eu, uite-te, bă, ce, eu sunt așa de proastă, nu sunt în stare să fac altceva. Adică cum? Îmi dictează mie cineva viața? Păi eu trebuie să-mi dictez viața, nu altcineva, un străin. Și atunci m-am hotărât și am venit la București. Și am lucrat 11 ani la firma respectivă. Între timp s-au întâmplat niște lucruri, a trebuit să închidă firma. Așa este când nu e susținut financiar și a încercat să obțină niște fonduri, să poată ridica o fabrică, norme, cum se cer acum, norme așa. ISO, nu s-a putut și atunci a trebuit să renunțe la această fabricuță. Și în deci schimb, tu ai venit să lucrezi la ea? Da. În schimb, tot așa am fost invitată la o emisiune în radio. Un domn de acolo, care se numește Mihai Hagiu, știind că sunt în București, hai, nu vii la o emisiune într-o seară la Antena Satelor? Și bine, de ce să nu vin? Și din vorbă în vorbă, după emisiune, nu știu, le-au plăcut. Probabil că am o voce radiofonică, eu nu-mi dau seama, știi? Că doar dacă ascult... O voce tine, caldă, eu voce dacă plăcută. Te ascult pe tine, îmi dau seama de calitățile vocale, cum sună, cum e timbru. Dar eu pe mine când mă aud, nu mi se pare ceva deosebit, știi? Probabil este că ceva așa deosebit. Este. Și când cânți, tot același lucru este. Parcă nu-ți vine să te recunoști, parcă nu ești tu, știi? Bine, și microfonul și tot sistemul ăsta audio, un pic, parcă... schimbă puțin vocea, știi? Am dă înțeles. Un altă, așa. Dar unele voci foarte bune pot să fie cu saută foarte prost înregistrate și invers. O voce care nu e foarte bună, dar tehnica poate să-i dea o calitate deosebită a vocii. Și de atunci? Și de atunci mi s-a propus să mă duc să lucrez în radio. Așa. Și încet, încet, azi m-am dus, zice... Știi ce? Era joi sau vineri, la sfârșit de săptămână, ce luni vii, și intri direct în emisie. Oh, și mă vin și nu știam cu ce să mănâncă butoanele. Știam să stau cu căștile pe ureși și să vorbesc la microfon. Dar acolo e un întreg sistem de comunicare cu regia, de înțelegere. Mai sunt și semnele. Și le făceați noi în direct? Da, sigur, totul e la noi nu există decât direct. Așa. Și la un dat o colegă, o prietenă de-a mea de aici din București, Vaslica Ghițene, zice, tu zice, nu o lăsați singură chiar așa, măcar arătați cu ce se mănâncă butoanele alea, să nu apese pe ceva, să se întâmple ceva în emisiune. Și atunci a coborât cu mine o altă colegă tânără, Arabela Ionescu, și am făcut emisiunea în tandem, în același timp, amândouă. Și până am văzut eu care e mișcarea cu butoanele și a doua zi am intrat singură pe emisie. Și am realizat din ce în ce mai emisiuni tot mai complexe. La un moment dat am avut o emisiune de 4 ore în direct, o zi da, o zi nu. Wow. Se numea Bună seara, oameni buni. Era o emisiune de divertisment, muzică și cultură, în care avem și invitați. O oră aveam invitați, avem și dedicații muzicale și restul era de cultură, cu știri culturale din țară, cu informații, cu transmisie de la corespondenți, dacă erau ceva pe plan local. Deci o emisiune complexă. Complexă, da. Care se desfășura în fiecare seară de la 6 la 10, adică la 18 la 22. Ce îți place la radio, în radio? Adică ce-ți place, de ce îți place să lucrezi acolo? Și ce este important? Este important să știi să te faci plăcut, așa, să știi să fii om față de toată lumea, pentru că noi avem foarte multe emisiuni interactive cu ascultătorii și atunci trebuie să te cobori și să te ridici la nivelul fiecăruia. Uh-huh. Înțelegi? Depinde de temele pe care le abordezi. De exemplu, emisiunea cu inima deschisă totdeauna sunt teme pe care le pregătești din timp și le arunci pe piața ascultătorului, cum se zice, și aștepți ca el să vină cu păreri, cu lucruri despre emisiunea sau despre tema pe care tu vrei să o dezbați în acea seară sau în acea emisiune. Și întâlnești tot felul de oameni. Înțelegi? Înțeles. Și trebuie să știi să moderezi. Dacă nu ești un bun moderator și dacă nu știi să pui punctul pe ei când trebuie și cum trebuie, riști să
De aceea este foarte important. Eu îți mai spun un lucru. Da. Mie mi-este foarte greu în clipa aceasta să vorbesc cu tine și să spun și de ce. Așa. În primul rând că eu am un microfon care stă suspendat în fața mea și îl văd tot timpul cu ceasul care Așa. Mă ghidează. În al doilea rând, dacă nu am pix în mână, am senzația că nu am... Că lipsește ceva. Lipsește ceva. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să fiți obligați să stați cu ceva și acel ceva să-ți dea un sprijin. El nu face nimic practic. Da, așa e. Dar îți dă o siguranță. De ce? Da, nu pot să spun. Chiar m-am uitat și eu m-am gândit, fiind om de radio, am zis clar, știe cum și cum să vorbească, știe și cum... deci am avut puține emoții. De ce, iubita? Păi eu știam că o să invit un profesionist. Nu e vorba de profesionism. Ba da, și pentru mine, contează foarte mult lucrurile acestea. Unii suntem mai buni vorbitori, alții mai puțin vorbitori, suntem mai cei dotați. Cei care nu sunt foarte buni vorbitori, eu zic că nu au ce să caute în radio și televiziune. Dar tocmai din cauza... de lucruri. Nu ne interesează, noi, dar da. Eu asta zic că pe mine mă interesează tot ceea ce înseamnă un profesionist care îi place ce ceva. Face. Aici la televizor, la televiziune, sunt acești domni pe care îi salut și mă bucur că iată în această seară realizăm emisiunea împreună, sau la camere, în regie și așa mai. E o întreagă echipă, Și pe regizor de la montaj. Pe toată lumea, eu nu știu exact fiecare ce are, care este menirea dumnealor aici în această emisiune, dar îi salut și le mulțumesc. Ei, la radio nu e așa. La radio sunt eu la microfon, am un ciclop, adică un mare geam. Așa. Da? Și dincolo este regizorul de emisie. Așa. Eu comunic cu acel regizor prin butoane, prin căști, prin semne, că de multe ori, dacă acum s-au introdus și camerele de vedere, știi, ne vedem pe camere și pe Facebook sau, mă rog, pe internet, zice, ce tot dați din mâini? Noi dăm din mâini, dar noi când dăm din mâini înseamnă că avem ceva să transmitem în partea cealaltă, că ne văd cei de dincolo, știi? Este diferența. Și este foarte radio, important aici, imaginea te captivează. Așa e. Da? Imaginea, uite, domnul de la cameră îți mai arătă un detaliu, îți mai arătă nu știu ce. La Liviu. Da, deci e altceva. Pe când la radio trebuie să convingi cu ceea ce faci, ce spui, că nu se vede nimic. Ne mai cântați ceva? Da, un videoclip? Da, sigur. Haideți să vizionăm un videoclip. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
revenit, dragi telespectatori, și vreau să vorbim, Mariana, despre aceste minunății pe care tu le faci și care necesită atâta atenție și migală, dar eu știu foarte bine că nimic nu este întâmplător în confecționarea modelelor. Aici așa este... știu de la cineva, Dumnezeu să-l odihnească, care sculpta și care știu că sculpta diferite povești, efectiv, în lemn. Așa. Și de asta am observat că sunt modele diferite și aici. Ce înseamnă aceste modele? Uite, chiar o să mai iau să vedem. Uite, deci ce înseamnă? Astea sunt cam la fel. Nu sunt cam la fel. Nu. Nu e același model. Deci, dacă te uiți, niciuna nu e la fel cu cealaltă. Niciuna nu e la fel, acum am văzut, da. Da? Deci ce înseamnă? Deci aceste motive pe care tu le vezi acum pe podoabele acestea. Motive, așa. Motivele populare, da? Da. Sunt, unele sunt florale, unele sunt geometrice și unele sunt chiar, uite, avem și păsărici. Păsărici, astea sunt păsăricile? Da. Hai să luăm păsăricile. Sunt porumbei sau pupăcioșii, cum le zic. Pupăcioșii, ăștia ce sunt, pupăcioșii? Tare. Da, sunt porumbei, da? Porumbei? Porumbelul păcii. Aceste motive pe care noi le vedem pe zgări le vom întâlni și pe costumele populare. Așa. Pe țesături. Exact. Da? Pe oalele, pe ceramica românească și nu numai. Ceramica veche și ceramica nouă. Uh-huh. Să nu uităm de cocoșul de horezul. Deci, iată, eu am porumbelul, horezul are cocoșul. Da. Da? Foarte frumoase sunt. Așa. Vom întâlni motivele pe care tu le vezi aici, că este cornul de berbec, că este prescura, că este puiul, că este apa, pentru că tot ce așa înseamnă ondulat, așa, deci liniile astea ondulate, vine de la apă și vom găsi în ceramica de la Cucuteni și multă ceramică veche găsită în siturile noastre. De și... unde te inspir? O înțeleg că lucrurile astea, dar de unde fizic? Adică cum fizic nu am de unde cauți? Să mă inspir. Nu. Eu, toată chestia asta cu făcutul podoabelor așa a pornit de la o zgartă pe care eu am găsit-o a bunicii mele. Aha. Bunica mea, înainte să se căsătorească cu bunicul, a primit în dar de la bunicul o furcă așa de torț cu roată și o zgărdiță, pe care bunicul meu o cumpărase de la târg, de la Beiuș. Zgărdiță? Astea sunt... Astea care-s... Astea care se numesc lătițare, că sunt fără zgărți, și fără colți, și cele cu colți se numesc zgărți cu colți, da? Colți. Și astea de la mine care mi le-ai pus la gât? Tot lătițar este. Cum? Lătițar. Eu am lătițar. Și așa. am și la mână. Uite că am îmbinat modernul cu tradițional. Am făcut ceva. Acolo ai stilizat. Da, coarnele de berbec. Vezi că coarnele de berbec? Da, sigur, uite-le. Coarnele. Iesul acela este, așa se numește. Dacă le puneam cap la cap, erau coarnele de berbec. Deci sunt tot felul de simboluri pe care le vom întâlni și pe porțile maramureșene și pe ceramică, da, exact. În cioplitură, că țăranii ciopleau și atunci își înfrumusețeau cu tot felul de elemente. Totdeauna la casă ai să găsești un cocoș care păzește casa în vârful casei și un an de construcție a casei, pentru că, să nu uităm, arhitectura țărănească este foarte importantă și nu întâmplător a fost acea casă veche, arhaică, monocelulară, dintr-o singură încăpere, da? În care, dacă vrei să vorbim și, mă rog, mai pe înțelesul... Să știi că odată este clar că aș vrea să mai vii odată să vorbim despre tradiții și despre tot ceea ce vorbim despre înseamnă... ce vrei tu, da? Și atunci oamenii n-au putut să stea pe lingurile de lemn. Ai să găsești tot felul de încrustături, de motive, da? Unele ca să înfrumusețeze, altele ca simbol al protecției. Omul totdeauna, crucea pe care o să o găsim peste tot. Așa. Crucea lui Andrei. Așa, acea care cruce invers, doarte, sigur. Da. Deci, iată, acestea sunt simboluri creștine, o parte dintre ele, și ele trebuie să fie reprezentate. Și ele totdeauna au fost reprezentate și pe și pe cearșaful care îl punea femeia pe pat și pe acele fețe de perină. Că, nu știu dacă tu ai văzut vreodată perini cu fund. Adică pe o anumită parte, pe o parte a perinii, da, erau cu sute motive sau țesute motive colorate, să dea frumusețe și erau împodobite cu dantele. Ei ziceau cipcă, dantelă făcută cu iglița. Da. Multe cutăieturi, pentru că uite, costumul pe care eu l-am acum aici, da, este un costum cu tăieturi. Și are un motiv foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Nu știu cât de mult se vede, dar uite și tu. Deci ce costum, câtă muncă a putut să vede, să facă o femeie aceea care așa a lucrat
acest costum. Și dantela, să știi că e făcută de mână, nu este cumpărată, da? Din magazin. Și uite, și aici avem și ciur, ciur sau tăieturi, și avem și cruciulițe. Crucea, Sfânta Cruce. Iată că au știut aceste femei să facă astfel de lucruri. Și eu n-am făcut altceva decât, atunci când am găsit zgârdița aia care era ruptă, era o zgârdiță, o lătiță, de s-a rupt. Și bunica o păstra undeva în casă, într-o, într-o din aia de zahăr, știi? Așa. Într-o zahăniță din aia, acoperită, să nu umble nimeni la ea. Și am găsit, am dat peste ea, nu și-am căutat, m-a trebuit să iau ceva și am dat peste ea. Și am luat-o de acolo și bunica, parcă așa, am văzut-o că suferea foarte tare, că erau bobițele alea cădeau, știi? Pentru că ele se lucrează pe foarte multe fire, e ca o țesătură. Cât timp îți ia să faci? Depinde de cât e de lată. Aha. Două zile, trei zile, o săptămână, o zi, depinde. Aha, depinde de și așa lucru. Ai început să o refaci ca și să se bucuri. Am cerut-o, n-a vrut să-mi o dea, că ce știi, asta e zgarda care mi-o cumpăra bunul tău când m-o lua de nevastă, că bunicul când o cerut-o, o plăcut-o la horă în sat. Și au venit cu socioară de nevastă, că o era și frumoasă și harnică. Au zis că na, așa, din sat, tu știi, înșezătoare. Mergea vestea cât era de harnică fata respectivă și se interesau băieții. Și ce dacă știi să înțești, să torci la furca asta cu roată, atunci eu te iau de nevastă. Și i-a adus, i-a făcut, el i-a făcut furca și a adus o furcă făcută de el cu roată, iar bunica a pus repede caierul, l-a așezat, a început să toacă, a montat pe roată, pe fus și a tors. Mariana, da. Dacă ar fi să te întorci în timp, ai schimbat ceva? Nu știu dacă ai schimbat ceva, poate aș perfecționa ceva. Ce? Mai multă atenție la unele lucruri pe care poate atunci, în tinereți, nu le-am luat în seamă. L-ai luat același drum? Da, cu siguranță. Și știi ce mi-ar mai place să fac? Medicina. Medicina? Da. Deși tu ai terminat... Muzică. Ai terminat muzică și mai terminat o facultate? Nu. Nu? A, deci numai muzică. Muzică, da. A, am înțeles. Cine v-a sprijinit în drumul dumneavoastră? Oh, să știi că am avut foarte mulți prieteni și am prieteni buni de suflet pe care iubesc și care trebuie să le mulțumesc. Și un coleg drag sufletului meu, care într-adevăr se poate numi coleg și e prieten bun, este Cătălin Maximiuc. Pe care l-am și avut săptămâna că trecută. Dacă nu era Cătălin, probabil că noi astăzi nu ne puteam întâlni. Nu a, era... Uite că nimeni nu e întâmplător. El a trebuit să ajungă aici și probabil că datorită acestui fapt am reușit și noi să ne cunoaștem. Da, și chiar mă bucur foarte mult de acest lucru, pentru că am întâlnit un om deosebit și un om cald și un om bun și generos. Pentru că în lumea artistică e foarte greu de găsit oameni generoși. Da. Eu cunosc și cred că și tu deja ai reușit să străbați puțin prin acest, așa. Da, prin culisele acestui, hai să zic, acestei arte. Că e actorie, că e cântec, n-are importanță care domeniul îl prestăm. Important este că atât avem un suflet măreț, mare, dar câteodată suntem plini de venin și n-am înțeles niciodată de ce, că există loc pe sub soare pentru toată lumea. Fiecare vine să facă ceva, fiecare are o menire și atunci trebuie să ne lăsăm și să ne iubim aproapele, știi? Și atunci sunt convinsă că și lucrurile vor ieși și vor evolua altfel, vor ieși frumos, lumea, cei care ne privesc, ne ascultă, se vor bucura de talentul nostru și de ceea ce aducem în atenția lor, tocmai pentru că, așa cum am spus, nimic nu este întâmplător, venim cu un anumit scop și vrem ca acest scop să fie dus până la bun sfârșit. Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? O, nici nu știu cum să spun. De multe ori aud oamenii care spun, o să te bată Dumnezeu, trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu, dar de ce să-mi fie frică de Dumnezeu? Mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Atâta timp cât eu consider că sunt un om bun, că nu încalc acele porunci pe care El l-a lăsat pe pământ, nu am de ce să-mi fie frică. Eu sunt copilul Lui, El mă iubește pe mine, eu îl iubesc pe El și atunci există o relație de iubire reciprocă. El mă iubește pentru că și eu, la rândul meu, încerc să fiu un om așa cum, integru, cum El își dorește. Am înțeles. Eu așa-l văd pe Dumnezeu. Ți-a fost greu în viață? Oh, da, de câte ori. Și cum ai reușit să depășești? Poate că El m-a ajutat cel mai mult să trec peste momente. De multe ori am plâns și am zis, dar de ce trebuie să plâng, să dau satisfacție cuiva? Nu, mă rog la Dumnezeu că El trebuie să-mi arate o cale. Și așa a fost. De fiecare dată El avea grijă. Nu, a fost când n-am avut nici pâine să pun pe masă. Astăzi, de exemplu. Dar nu știu cum făcea
Doamne, Doamne, încât până mai târziu totul se rezolva, fără nicio problemă. Numai cu gândul că dacă ești un om bun, nu te lasă Dumnezeu să mori. Ce înseamnă pentru tine a face compromis? Nu știu dacă pot să spun că fac compromis. Câteodată n-ai încotro, poate-ți vine, te obligă cineva să-l faci. Uh-huh. Și-l faci când ai încotro. Da? S-a întâmplat. Când vine un șef mai mare și spune fă asta și tu știi că nu e bine, dar n-ai încotro, trebuie să faci, știi? Dar acum depinde și compromisul la cum îl faci. Știi? Că poți să-l îmbraci frumos în așa fel încât să nu se vadă că e compromis. Știi? Mariana, o să ne cânți la final, da? Sigur, am zis că cu mare drag, știi? Eu sunt obișnuită, știi, să mă duc și să cântăm mult mai mult, dar e bine să cântăm și câte un pic, chiar dacă vorbim. Știi, o emisiune trebuie spartă, eu așa și zic, ca la radio. Vorbești, vorbești, vorbești mult, 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 mult și la un moment dat, dacă nu spargi cu o melodie, cu un cântăreț, cu o piesă frumoasă, așa, să atragi atenția și să împrăștii plictiseala, atunci nu-i bine. Deci hai să cântăm! Mulțumesc încă o dată, dragi telespectatori, final de emisiune. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu binecuvântare în toate. Sunt Camelia Varga, la revedere! Sarabia.